De la profanare de morminte până la ples de dovleci alergat de fantome. Fantoma! În acest video am prezentat noul eveniment de Halloween de pe OG-lea în România. Deci, bă, băi și fete, hai să vedem împreună ce am făcut în videoclipul de astăzi și dacă am fost omorât sau nu de cea fantomă. Tocmai ce a venit Halloween-ul pe OG Land România, mă băi și fete. Nu uitați că aveți toate detaliile la acest server în descriere, este pe RageMP, vreau să vă zic, pentru că toată lumea mă întreabă că nu găsește serverul, unde este serverul, ei bine, este pe platforma RageMP, mă băi și fete. Aveți toate detaliile de la acest server în descriere și tocmai ce a venit Halloween-ul pe server, avem o grămadă de chestii care sunt super interesante, mapping pe toată harta plus o grămadă de chestii, quest-uri speciale, o să vedeți și sunete creepy, care cu siguranță probabil o să vă sperie. Deci dacă ne plimbăm noi așa puțin pe hartă, putem să observăm că sunt o grămadă de mappinguri cu tematica de Halloween. Uitați și pe aici pe la showroom ce este, dar un lucru foarte interesant este mai exact un cimitir. Unde este cimitirul? Este mai exact, uite aici frumos, noi dacă o să ne punem un checkpoint și o să mergem, o să vedem că sunt o grămadă de chestii acolo, mă băi și fete. E bine, este o singură problemă, bine, nu pot să zic că este o problemă, dar faza este că era și vremea de Halloween. Nu știu cum am scos, eu am dat vreme off, ceva de genul, și din păcate s-a cam dus vremea. Nu mai știu cum să o pun înapoi, bă, sincer îmi pare extrem de rău, pentru că era destul de interesant, era tematica aia cu roșu așa pe cer și era destul de interesant. Uite ce am modificat pe cea și băieții. Vrei să ai propriul tău joc pe Magazin Play? Ori ai vrea să faci un venit pasiv? Pe projectgames.com puteți să cumpărați jocurile sau proiectele lor, după care voi doar trebuie să le publicați. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați produsul în coș și să adăugați codul WebstoreMK pentru 10% reducere. Ok, mă băieți și fete, am ajuns la cimitir și după cum puteți observa este un mapping aici foarte, foarte interesant. Sunt și muzici de fundal, după cum puteți observa. Adică sper doar să nu mă speriu. Mamă, ce dovle sunt pe aici. Avem aici și apa asta cu sânge. Deci sunt o grămadă de chestii modificate pe aici. Uitați aici și câinii aceștia, ce drăguți sunt, costumați în fantome. Și vedem că băieții sapă la morminte. Ei bine, asta o să facem și noi puțin mai încolo, dar după ce o să mergem mai exact până în centru. What the fuck, ce muzică e, bă? Aici o scenă. Bă, de ce zici că vine ceva după mine? What the fuck? Ia. Bă, e și acolo sus ceva interesant, dar aici este ca main objectul, pot să zic, obiectivul nostru principal. What the fuck, s-a făcut din nou ceață. Mamă, deci nu s-a oprit, mă. Înseamnă că am oprit, dar cumva s-a resetat, atunci e perfect. Deci vremea asta o să fie acum în continuu. Așa că, mă băi și fete, noi o să venim aici în centru. Uitați acolo ce șmecher are băiatul mână. Și avem aici, mai exact, pe Lucifer Burton. Și o să dau pe vreau să cumpăr ceva de la tine. Și acum, mă băi și fete, avem noi aici magazinul de Halloween, Trick or Treat. Obține dovlecii din pădurile bântuite ale statului San Andreas și oferă-i la schimb pentru premii unice. Și cu ajutorul scrollului putem să dăm mai jos și protejează-te de fantome. Ce înseamnă asta? E bine, noi dacă o să mergem să căutăm dovleci, o să vedeți că sunt anumite puncte pe hartă unde sunt zone cu dovleci și aceste chestii ne ajută să ne ferească de fantome, adică ne oferă 20% protecție împotriva spiritelor, după cum puteți observa, usturoi, cruce, mască, lanternă, pentru că o să se spawneze o fantomă și o să vină după voi și mai bine eu vă recomand să nu vă bateți cu ea, că probabil o să muriți, iar aici este profanarea de morminte. Vizitează cimitirul din Los Santos între orele 23:00-23:00 pentru a săpa după comori ascunse, mai exact cimitirul acesta, și cu legătorul de dovleci formează echipă cu un prieten și colectează dovleci de pe tasta E din zonele periculoase între orele 18:00 și 3:00 dimineața. Pe durata acestui eveniment în zonele pustii există riscul să fii atacat de fantome și aici putem să cumpărăm iteme care ne pot proteja de fantome. Sunt o grămadă de coșuri de Halloween, cruce, după cum puteți observa, măști, avem de exemplu această mască Pumpkin Head, mască Chicken, mască Anonymous și avem și obiecte de ediție limitată. Mai exact, harta dovleci 2023 pe care o să o cumpărăm puțin mai încolo. De fapt, știi ce? O să dau direct acum pentru că eu am câțiva dovleci. Ne-a ajutat masiv și ne-a dat acolo pe cont ca să vă prezint cum este acest sistem, adică noul quest de Halloween. Și acestea sunt și niște îmbrăcăminte. Desigur, avem și chestiile care o să vină în curând după terminarea Halloween-ului, o să fie băgate și o să fie destul de interesante. Și cam acesta este cam tot magazinul Trick or Treat. Și acum, dacă o să dăm inventar, putem să observăm că mai avem 13 dovleci și avem și harta dovleci 2023, pe care dacă o să dăm folosește, putem observa că avem mai multe zone. Avem zona A,
zona B, zona C, zona D, zona E și zona F. Eu v-aș recomanda, sincer să vă zic, să mergeți la zona B sau C, pentru că cam aici sunt niște zone destul de ușor accesibile și în același timp puteți să vedeți dovlecii mult mai ușor decât la A. Bine, acum, bineînțeles, puteți să vă duceți unde doriți voi. Deci e chiar interesantă arta aceasta. Și cum am zis, mă, băi și fete, mai avem noi 13 dovleci, așa că hai să intrăm noi aici, vreau să cumpăr ceva de la tine și să dăm noi mai jos. Să vedem de o mască de asta. Avem masca asta pumpkin care costă 10 dovleci. Dacă am cumpărat-o și mai avem cumva încă 3 dovleci, nu știu exact. Cred că putem să cumpărăm un coș de asta. Ia să cumpărăm și un coș și cred că ni s-au dus bănuții. Bine, bănuții, vorba vine dovlecii cum ar veni. Și acum cred că dacă o să dau eu aici la pălărie, îl pune și se dă folosește. Și acum ești apărat 20% împotriva spiritelor. Uitați aici, bă, cum ne-am costumat, ești de bun, bă, ce tare e. Și avem și harta, este perfect. Atunci, da, hai să mergem și până acolo sus, pentru că este destul de interesant. Ia să urcăm noi pe aici și avem aici un ritual. Mamă, cum e ea. Bine, acum, nu știu ce se întâmplă aici, dar sunt niște sunete destul de ciudate. A zis ceva cu aia, mă, skill, ceva de genul. Bine, dar, sincer, nu mi-e frică pentru că am... masca aceasta și aia mână, deci e totul în regulă, mă, băieți și fete. S-a mai auzit ceva, ia să ne îndepărtăm noi și să ne tot apropiem așa ea. You're in my voice, frate, deci nu știu, mi-e frică, mă duc de aici, sincer. Și să mergem noi în vale. Vedem o grămadă de băieți care sapă acolo la morminte. Mormintele vă oferă câteva materiale care sunt necesare, de exemplu, să craftați câteva obiecte. Ia, găsim noi ceva de-astea, morminte, ca să le săpăm. What the fuck? Mamă. Ia uite, apasă-i pentru a săpa. Ok. Și ia să vedem ce ne pică. Bă. Ok, acum am uitat să vă spun că... puteți să fiți blestemat cumva și o să vă îmbolnăviți și cu ajutorul unui medic scăpați de boli sau puteți să muriți. Asta este o problemă pe lângă materialele pe care le obțineți. Și am primit un Swarovski din acest loc. Bă, Swarovski e destul de rar din câte știu eu. Deci e destul de ok dacă mă întrebați pe mine. Ia, apasă-i pentru a săpa, ok. Bă, să vedem acum dacă găsim pe... Bă. Mă răcesc? What the fuck, ce tare e, bă, ești de bun. Bă, să scrieți în comentarii neapărat cum vi se pare avitul. Bă, e ora 1 dimineața, marți și, nu știu, adică sunt 400 de jucători online, ceea ce este lucru super, super tare. Și uite, din păcate nu ai reușit să găsești ceva în acest loc. Bine, acum hai să-l găsim noi pe acel boia dacă putem noi. De unde ar fi, mă? Bine, cred că nu o să-l mai găsesc, probabil s-a dus. Bă, ce tare ești nebun. Bă! Mamă, cum sună și salariul acum, what the fuck? Ia-o până-l găsi pe băiatul ăsta, să mai dăm pe aici. What the fuck? Mamă, e prea tare, ești de bun. Păcate nu ai reușit să găsești ceva în acest loc, ok. Bă, vărul meu avea ceva pe cap. Trebuie să-l găsim pe aici prin parcare, Bă, trebuie să punem pe aici o sticlă de cola, că din păcate s-a cam dus sprintul, că nu-l mai găsesc, bă, pe băiatul ăla. Ce n-ai bă, caută mașina mea aici? What the fuck? Ce? Da, mă, cola. Cola e bună, bei, nu? Bă, frate, te-ai făcut ăsta de Halloween. Ce? Cu dovlecii. Nu, dovleci n-am făcut. Nu vrei să facem? Am înțeles. Ok, ok. Salut. Bă, trebuie să-mi iau eu SUV. Salut, frate! Salut! Frate, nu vrei să facem ăla de Halloween? Să culegem dovleci? Nu, că am încă echipier. Am înțeles, bine. Asta e așa, dacă toată lumea e ocupată cu quest-ul de Halloween, că m-am enervat eu un pic. Mamă, dar nu am d-ăsta, am uitat. Am înțeles, de întoarce la oile noastre. Bă, cred că tot pe acolo, pe la cimitir, ar trebui să stau dacă e să fac cu cineva quest-ul. Bă, frate! Bă! Ai făcut-o de Halloween. Da, ai făcut-o la de Halloween. Mamă, e greu așa că trebuie să găsești și eu de ăsta un două. Păi și nu vrei să-l facem amândoi. Vii cu mine. Hai, frate. Hai că am luat și arta, am și de-aia.
Stai așa să pun de la. Hai să mă să văd unde e. Deci pe Lago Zancudo. Ok, bine, avem ceva de bers, dar nu-i problemă, nu? Deci tu l-ai mai făcut până acum? Da. Ce interesant așa, ai prins ceva fantome. Aulu, mai bine fugi. Bă, ce frumos se vede, bă, în spate, what the fuck. Bă, mi-e frică așa un pic de fantomă. Bă, nu se vede mare. Bă! Mă, nu știu, bă, dar s-au zis ceva. Bă, coaie! Vai de pula. Bă, ești prost ce mă zică. Bă, dar mie mi-e frică, bă. Bă, nu se mai aude. Ia să mă mai uite un pic pe artă, stai așa. Deci avem așa. Nu știu, cum vrei. Păi iară pornim muzica asta, bă, să mor eu. Bă, da, am o întrebare, gen, dovleci ăștia se... Vin la și jumate doar. Zic că dovleci doar la jumate se dau. Adică la jumate. Păi nu știu, că îi văd pe băieți că stau aici, știi, și am auzit ceva cu jumate, că povestea cineva. Ia să mergem înapoi, mă, băi și fete. Deci, bă, eu îi văd acum pe băieții ăștia că stau. Deci hai să ne îndreptăm spre pădurea aia, mamă, dar chiar a fost creepy, bă, când a sunat muzica aia, what the fuck. Aici e locația aia. Da, măi. Hai să ne punem undeva, stăm aici. Deci, și gen când vin dovlecii, vin mulți deodată, nu? Înțeles, ok. Bă, mă, cum sunt băieții, bă, sincer, mi-e frică și de băieți. Bă, fantoma! Mamă, să-mi bag! Mamă, uite, dovleacul, bă, dar nu mai știu unde e, bă, băiatul meu, bă, cred că i-a dat bucată. Bă, lasă-mă, bă, fantomă! Gata, bă. Ăsta e băiatul nostru? Bă, tu ai văzut fantoma? Nu. Fai de cap meu ce m-a urmărit. Ăsta nu e băiatul meu, dar în fine, legem aici. Bă, tu unde e băiatul nostru? Bă, ăsta e? Bă! Hai, frate. Hai să-i luăm. A venit și după tine fantoma. Mamă, să-mi bag. Bine, m-a dat jos de mașină, a fugit pe mine. Păi și la dovleci ăștia, doar vii aici și gen... Da. Ok. A, uite, felicitări, ai obținut un plus 1 dovleac. A, păi e tare, mă, că se spawnează gen parte random și gen unul lângă altul, deci e tare. Deci, cam pe la 1:30 începe distracția, adică pe la orele jumate începe distracția, cum ar veni pe server. Ok. Bă, fugi! Paolo. Ia mă să vină în coamă. Nu, că mă duc, frate, dacă se duce a meu. Cred că dacă te duci cât mai departe de el, cumva acesta dispare, deci e tare. Bă, dar pe băieți nu ia, mă. Hai, frate. Da, am scăpat. Hai că erau aici. Bă, cum apare, bă, să mor eu. E a doua oară, what the fuck. Ia, mai strângem aici câțiva dovlecei. Mamă, dar eu am primit doar unul deja. Mamă, mi-a pe toți beatul. Bine, nu-i problemă. Că oricum eu mi-am cumpărat deja să-și cumpere și el acolo ceva. Bă, și ăsta poate să apară gen și când culegem dovlecii. Da. Paolo. Eu poate omor atunci. Mamă, ce ridica meu dovleacul să mor eu. Ok, a luat băiții. Mamă.
Mamă, bă, am scăpat să mor eu. Are mai ești dovleci? Am doi. Da, e ok, nu-i problemă. Mersi frumos. Mersi mult, mersi. Bă, ce băiat de treabă, bă. Chiar foarte, foarte de treabă. Mamă mea, uite. Mamă, s-a dus de la fantomă. Sau hai la un garaj mai bine, nu? Aici. Bă, mersi frumos, bă, chiar eram curios, știi, că eu am primit câteva dovleci de... Mi-am cumpărat, știi, nu am făcut. Eram curios. Mersi frumos. Dacă vrei, ți-i dau ție, că eu oricum nu am ce să fac cu ei. Hai că ți-i dau. Ia uite. Dacă vrei, îți dau un număr de telefon. Dă-mi, ia. Perfect. Webby. O seară frumoasă, vă mulțumesc că m-ați ajutat. Numai bine. Gata, vă, băi și fete, ne-a urmărit și fantoma, am făcut și quest-ul. Și cam acesta este eventul de Halloween. Mie mi se pare unul foarte, foarte interesant. Adică sunt o grămadă de chestii care sunt foarte tare și mapping-ul și chestia aia cu fantoma. Deci băieții chiar își dau interesul pentru server, ceea ce este lucru foarte, foarte tare. Deci, mă, băieți și fete, ce pot să vă zic? Cam acesta a fost serverul OGL în România cu acest event de Halloween. Avem aici, ne-am asortat, ne-am făcut de toate. Numele a fost absurd de ca. Vă mulțumesc că a stat până la final. Halloween fericit pot să-i zic și vă salut. Pa, pa.